perioada 12-16 aprilie, la Suceava s-a desfășurat Olimpiada Națională și concursul profesional pentru profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului. Au participat 300 de copii, 42 de însoțitori și 53 de membri în Comisia Națională pentru Evaluare. Avem 4 calificări pentru liceu, 4 calificări pentru concurs profesional. Astăzi, joi 16 aprilie, suntem aproape de sfârșit. S-a finalizat cea de-a doua probă, urmează să afișăm rezultatele, să primim contestațiile pentru cei care au dat astăzi proba scrisă și la ora 18:30 va avea loc festivitatea de premiere. Sperăm să fie toată lumea mulțumită, să auzim numai de bine, lucrurile de bine despre județul Suceava. Participanții la Olimpiada au venit încă de luni la Suceava și pe tot parcursul șederilor le-au fost pregătite numeroase surprize. După ce miercuri Consiliul Județean și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților i-au invitat să ia parte la acțiuni de reîmpădurire și la un pelerinaj de la mănăstiri, în ultima lor zi de ședere la Suceava, olimpicii au luat parte la acțiunile din centrul Sucevei. Primăria Municipului Suceava împreună cu Consiliul Județean și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților le-au pregătit oaspeților un spectacol de tradiții populare. Data aceasta, în Joia Mare, avem oaspeți deosebiți, e vorba de un grup de elevi care participă la olimpiade aici la Suceava, olimpiade tehnice, sunt în jur de 300 de elevi, sunt și profesori pe care vreau să-i salutăm. Sunt aici la Suceava pentru că sunt cei mai buni, învață bine, îi felicit pentru rezultate și au venit la olimpiadă. Mă bucur că am putut astăzi să le adresez un cuvânt în săptămâna